Bună ziua, mulțumesc frumos domnul Mario că ați acceptat invitația noastră să ne prezentați această mare drag, bijuterie mare drag. Clasică și anume un BMW E21. Din ce știu eu, să le spunem celor care ne urmăresc, poate greșesc, să mă corectați, este prima generație de seria 3, nu? Exact, Rechinul. Cum știm noi, da, exact. Rechinul. Da, exact, prima serie este. Da. Deci de aici, practic, a început nebunia cu seria 3, care a continuat datorită după aia în urs. Datorită mașinii astea au continuat celelalte. Exact. Da. Mașina la început a fost destinată, din ce știu eu, și de fapt era folosită mai mult la competiții sportive. Da. Fiind ușoară. Exact. Avea distribuirea maselor aproape egală, nu? Exact, exact, exact. Tot ce spuneți este adevărat. Da. Modelul de față care îl avem astăzi este un exemplar din ce an? 1982. 82, adică este deja atestat un motor... istoric. Da. Da, e atestat istoric, este la Retromobil. N-am este înțeles. Tot în regulă, este adică o mașină. Este original, că altfel nu este să fie... în proporție de 98% original tot pe ea, de la motor. Se vede tot, și în modul cum merge și cum arată mașina. Este o mașină deosebită. Ce vreau să vă întreb, spuneți-ne ce motor are mașina, mai multe detalii tehnice. Are un motor de 1.8, da? Benzină. Carburație. Cu carburație, exact. E foarte greu să găsești un motor bine pus la punct pe carburație, pentru că carburația e foarte dificilă la ea. Da, s-o ceea ce am avut noroc datorită unui domn care a lucrat în raliu și l-a pus la punct și datorită și dânsului merge cum perfect merge. Da. Are doar 4 trepte. Asta tot îmi venea să caut a 5-a, da. Exact, am văzut că aveai tendința să baci. Într-adevăr, dacă poți să-ți dai seama undeva pe la 70, parcă-ți cere a 5-a. Da, așa, exact. Ar dar... merge o cutie 5 trepte. Nu vrem să o stricăm, nu, da. Adică vrem să fie ea original așa cum este. Și chiar mi-aș dori să puteți să mergeți puțin mai tare, să vedeți că chiar dacă depășiți o treaptă și depășiți viteza de 90, e un pic puțin mai gălăgioasă, dar în rest nu simți nimic în ea. Deci este da, chiar foarte, foarte manevrabil. Se observă asta inclusiv de când am ieșit de pe drumul acela pietruit. Ideea că are și suspensia din o mașină veche, dar nu te aștepta să amortizezi atât de bine drumul. Și credeți-mă că este suspensia originală pe ea. Mașina a stat 8 ani de zile. Asta vreau să vă întreb acum, să spuneți puțin cum ați achiziționat-o, puțin povestea ei. Da. Mașina a fost achiziționată de la un domn din Sofia, un colecționar. Bulgaria. Din Bulgaria, exact, din Bulgaria, din Sofia. Un colecționar care avea foarte multe mașini. A dat-o pentru că avea o problemă și s-a lipsit. Am găsit-o pe internet. Seara a pus-o și noi dimineața la prima oră am și cumpărat-o de la el. Este o mașină cu istoric, deci am istoricul la ea. Totul schimbat de la bujii până la tot ce există e trecut. Pot să spun că mașina a fost înstrăinată de către un domn neamț, domnului care am cumpărat-o eu, de la care a ținut-o numai în garaj, ieșea numai pe promenadă, mi-a și spus. În rest, după ce a ajuns la noi, noi am făcut decât mici modificări, ce însemnând asta, decât vopseaua mici retușuri, din alb, am transformat-o într-un alb perlat, Maserati, care cred că arată destul de bine. Da, arată foarte bine nuanța asta de alb. Încă o chestie, asta întreb. Mașina, într-adevăr, cum a spus asta, nu prea a fost folosită la viața ei. Deci mă uitam acum la kilometraj, dacă este cel original. Da, sunt cei originali. Exact ce vedeți acolo sunt originali. Da, ea a fost folosită pentru distanțele, ce am înțeles de la domnul bulgar, domnul care ne-a vândut-o nouă. Dânsul mai puțin a folosit-o, dar persoana din Germania a folosit-o numai și numai în vacanțe. A fost cu ea. Totuși, gândiți-vă, are 152.000 de kilometri, da. Da, care
Credeți-mă, nu se simte la motor. Parcă zici că este nou. Da, dar sunt foarte puțini kilometri. În primul rând pentru un BMW și în al doilea rând. Dacă a stat 8 ani, numai în Bulgaria a stat în garaj 8 ani. Nu, n-a făcut absolut nimic la ea. Ce vreau să mă întreb de interior, legat de interior? Interiorul este cel original. Original, după cum vedeți, nu s-a schimbat absolut nimic. De la scaune, bordul se și vede că este îmbătrânit de timp. Nu vrem să-l schimbăm. Arată foarte bine, nu știu cât de îmbătrânit. Volanul se și vede că este cel original. Totul este original, fețele de uși, tot, cât și sus, dacă vedeți plafonul, este original, tot este original. Și plafonul, mai ales fiind palp, dacă fiind cel original, eu se mă minunesc că încă arată așa bine. Credeți-mă că este un... mă bucur din toată inima că a fost mașina asta, totuși a avut noroc să nu fie pe la fier veche acum. Da, asta e problema mare la noi și noi ne dorim să o ținem și la Bulgaria o problemă cu chestia, dar ei văd că s-a cam deschis mintea. Dacă aceea să chiar aveți liber, dacă putem să mergeți să vedeți cum se duce, ei... să vedeți ce viața are în ea. Ia uitați. Da, deja vedeți? Avem 100, da. Am văzut că bulgarii s-au mai deschis puțin la minte față de noi români și au început să le mai conserve, să le mai restaureze. Românii încă le dau la fier vechi. Exact. Mai greu să găsești una ca asta, adică botul ăsta, rechinașul ăsta, greu îl găsești. Găsești acum, dacă ai văzut, foarte, foarte multe după ea, ursuleții, pisicuțe, da. Tot felul de din asta. E, asta foarte greu mai găsești. Și eu zic, după părerea mea, că merită să o ținem așa și să nu mișcăm nimic la ea. Că ea în timp își crește și valoarea ei și sentimentală în primul rând. Asta e cea mai mare, dar valoare, da. Așa este. Sentimentală, corect. Credeți-mă că e una dintre cele mai... A avut o ofertă destul de generoasă de la un domn și nu, nici nu se gândește vreodată să o vândă. Deci e tânăr, fiul meu are 21 de ani. Știu că noi cu el am luat legătura, da, pentru acest clip. Da, da. Domnul Mario, vă mulțumim mult că ați prestat bijuteria asta. Cu drag, cu drag. Este cea mai mare plăcere. A doua oară când avem de când avem noi canalul un BMW clasic. Primul BMW clasic care l-am avut a fost un E31, adică o serie 8. Da. Asta e al doilea. Chiar căutam de foarte mult timp un rechin. De foarte mult timp. Noroc cu băiatul că el ne-a propus. Mă bucur din toată inima. Da. Mai ales bine, am găsit, dar nu am găsit să arate așa. Noi nu eram mulțumiți de felul modelele care le găseam și cum arătau de la proprietari. Erau destul de neîngrijite. Sau multe erau folosite pe raliuri și la fel nu mai erau originale. Da. Și n-avea niciun rost să prezentăm o astfel de mașină. Vă mulțumim mult încă o dată că ați făcut timp. Cu drag, cu drag, fără niciun fel de problemă. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați, vă spunem la revedere.